Fotbaliști buni, cu tehnică. Fotbaliști creativi. Intră și Balaure. Schimbare ofensivă încercată de Eugen Neagoi. Să vedem pe cine schimbă. Silviu Balaure. Pe Răduț. Doi jucători cam cu același profil. Numai că Silviu Balaure este odihnit în aceste ultime 10 minute. A încercat să mărească randamentul ofensiv al echipei sale. Răduț părăsește terenul, obosit. A ajutat mult apărarea. Și iată un balon care ricoșează acum la Octavian Popescu. Pasă solicitantă pentru Coman. Coman are o frână bună și întoarce această minge pentru șutul de 2-0. 2-0 scrie Tănase la acțiunea de atac imediat următoare golului. Tănase fructifică un contraatac excelent al FCSB-ului și de remarcat faptul că mingea a fost recuperată de Octavian Popescu. Înscrie Denisman, înscrie și Tănase. Da, acolo a fost Octavian Popescu. De la el a început practic acțiunea de recuperare. Pasă foarte bună pentru Coman. Și iată-l pe Coman angajându-l pe Tănase. Șut imparabil de la vreo 12 metri în diagonală. Mingea pusă lângă bară. Nicio șansă pentru David Lazar, care nici nu plonjează, n-avea niciun sens. Asistul lui Coman face ca tabela să arate 2-0 cu 10 minute plus prelungiri înainte de final. Degajare bună a lui Vlad și din nou un atac periculos cu pătrunderea lui Popescu. Acțiune individuală, acțiune solitară. Popescu putea să combine cu echipierii săi. Încercat el singur să termine faza, fără succes însă. Intervenție frumoasă a lui Ovidiu Popescu. Anton Petrea, un jucător, un tip, un antrenor tonic, un antrenor fair play. Vezi și declarația sa după înfrângerea cu CFR din decembrie. Spuneam, a condus pentru prima dată FCSB în sezonul 2014-2015, rectific, sezonul 2013-2014. Pe vremea lui Regekamp. Frumoasă pasa lui Denisman. Intervine Cianagia. Perianu. Pasă previzibilă. Totuși, Octavian Popescu reușește să mențină controlul balonului și acum Buziuc. Perianu. Tănase. Tănase și Denisman. Gemenii golului la FCSB au împreună 23 de reușite, 13 și 10.
Bună degajarea lui Vlad, foarte bună și această degajare, care găsește pe Ovidiu Popescu de marcat. Tănase, Tănase sprintează Coman. Coman putea să paseze în fața porții. A încercat o bombă la colțul scurt, n-a prins poarta. Golul le-a cam tăiat picioarele oaspeților. De data asta Denis, de data asta Andrei Vlad nu mai nimerește. Astra revine în posesie. Intuiție foarte bună a lui Radu.